Bă, fraților, fiți atenți, mi-a ieșit ceva rană sau coș, haba, n-am ce am aici. Și zici că mi-a ieșit al treilea ochi, gen, doar uitați-vă, zici că am trei ochi. Zici că am rubin de ăla, cum au indienii, știți? M-am convertit, sunt indian. Ok, lăsând asta la o parte, fraților, vă place shawarma? Pentru că mie îmi place shawarma, băi, frate, băi, shawarma e prea bună. Astăzi vom fi shawarmari, adică eu voi face shawarma ta. Deci dacă tu vrei shawarma, vii la mine și-ți fac eu shawarma. Însă o să facem shawarma la 3 dimineața. Și ce se întâmplă la 3 dimineața, e bine știți cu toții, chestii groaznice. Așa că înainte de a continua, te-aș ruga să apeși pe butonul de like și dacă dai like, o să fac cea mai bună shawarma din univers pentru tine. Ziua 1! Ei bine, fraților, este o nouă zi. De ce zice ziua 1 dacă este seară? M-a păcălit jocul. Ei bine, atunci noaptea 1, fraților. Ce avem aici? Nu, stați un pic, stai un pic. Asta este prima mea zi aici. Bă, ce căpău chel ai. Imediat îți aduc comanda, imediat, doar lasă-mă să mă uit ce am pe aici, ok? Pentru că este prima mea zi. Bun, deci avem aici casa de marcat, avem aici un geam unde o să vedem creaturi ce mai probabil. Hei, abia aștept să mă distrez. Avem un cuțit cu care dacă vine ceva criminal aici, iau cuțitul și... am aruncat cu cuțitul după el. Mai multe cuțite tot de aruncat. Aici carte de rugăciuni, să zicem ceva ca să speriem spiritele și fantomele. Roșii, blat, aba nu-i blat, e de la lipie de shawarma, varză, carnea de shawarma. Hei, shawarma cu de toate sau cu ce? Cu de toate, boss. Aia zic, frate, cu de toate. Ce avem acolo? Burger peas. Păi, ai competiția? Tu vii aici să mănânci shawarma și nu te duci la burgeria aia de acolo? Foarte bine faci! Noi avem cea mai bună shawarma de aici! Mamă, trebuie să-mi deschid o dată o shawarmerie în viața reală. Cum ar fi? Shawarma Sky. Bun, aici avem un frigider, ok, de aici punem sucul, aici ne spălăm pe mâini, pahare, ketchup. Ce-am auzit? Ha? A spart cineva ceva? Ok, bun, haideți să mă pun să fac. Tu ce vrei? Ce vrei să-ți dau? Că nu știu. Vrei? Uite, de asta, ok, stai că-l iau cu mine. L-am luat, pa, am dat lipia pe jos. N-ai văzut nimic, a poftim, uite. Lipie de la shawarma, ok, o pic așa asta. Lipie de la shawarma, bă. Lipie de la shawarma, shawarma este complet super naturală și super bună. Pentru că pică jos lipia, n-are nimica, pe jos e curat. Calc doar eu cu sandalele mele de 4 luni, de asta nu contează. Ok, revenind la ceea ce vorbim. Hai să vedem, deci, uite, donor. Deci, luăm, asta e cartea de rețete, da? Luăm lipia, ne trebuie piatră, roșie și varză. Ok, deci piatră. Unde găsesc piatră? De aici? Ok, piatră. Pune piatra aici. A, piatra asta e carne. Doamne, am crezut că e piatră, că așa arată. Bun. Astea două sunt lipite. Bă, ce-am făcut? I-am aruncat lipia în picioare. Stai un pic, îmi trebuie încă o lipie. Încă o lipie, fratele meu. Așa, bun. Roșii parcă, nu? Trebuie roșie. Mamă, dar roșia trebuie tăiată, nu? Stai un pic. Așa, am tăiat roșia. Poftim roșie și salată. Salata tot trebuie tăiată. Da, am tăiat și salata, bun. Poftim salată. Și acum, cum le fac să fie împreună? Știe cineva? Stai, cartea. Trebuie ketchup și maioneză. Aaa, da mă, da, ketchup și maioneză. Păi cum să nu? Stai, unde am văzut eu ketchup și maioneză? Nu era aici, uite aici, da mă, da, ok. Maioneză. Am rămas fără maioneză. E bine, domnul, poți să-mi dai maioneza de acolo? De acolo, poți să-mi dai maioneza de acolo, te rog? A, nu, nu, nu vorbeam cu tine, vorbeam cu voce din capul meu. Stai liniștit, nu cu tine vorbeam, nu. Ignoră-mă, liniștit. Ok, bun, atunci ketchup. Ketchup. Bruh. Oh, bă, bă, bă. Ok. Au, 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 ridică, ridică, ridică. Stai, așa. Pune ketchup. Pune. Destul? Nu știu dacă e destul. Bun, punem ăsta aici jos și stați că trebuie să mă duc după maioneză, că cealaltă maioneză o picat afară. Ketchup, maioneză. Bă, stai că pică. Așa, bun. No, stai că ți-aduc acum maioneza. Cel mai bun shawarma ți-l fac de aici. Uită-te, așa, bun. Avem maioneză, avem tot ce vrei tu. Ia, gata. Tot nu pot să fac. Ceva tot am făcut bine. Normal, doner, cola. Normal, doner, cola. Vrea și cola. Bă, dar de unde să-ți aduc eu ție cola? Uite, cola. Coca-Cola, Coca-Cola, bă, Coca-Cola, bă! Doamne feri. Bă, a dispărut cola! Ah, ok, tot ce se întâmplă în jocul ăsta. Așa, ești fericit? E bine? Nu știu să-ți fac donorul, aia e toată problema. Bă, domnule, deci eu nu știu ce să-ți mai aduc, nu știu ce să-ți mai fac, eu chiar nu știu. Nu știu cum să-ți fac shawarma asta, este prima mea zi, îmi pare rău. Bă, dar asta nu era un domn? De ce-i doamna acum?
Stai un pic, nu mai înțeleg nimic ce se întâmplă. No, gata, ți-am făcut aici șaorma. Ia-o, du-l de aici. Ho, acum fac, am reușit. Mâinile mele brusc funcționează și pot să fac aici o șaorma pentru tine, stimate doamnă care ați fost domn. Uite, bagă-ți șaorma asta în gură și mănânc-o. Hai, este a tău. Poftă bună. Ia-l de aici. Poftim, doar dăm banii, dăm banii. Cum încasezi, cum încasezi? Cash sau card? Cu ce plătiți? Bă, dar de ce nu vorbește nimeni cu mine? Stai că cred că este supărat că nu i-am pus destul ketchup. Uite, îți mai pun ketchup, așa. Poftim, ți-am mai pus ketchup și uite, îți mai pun maioneză. Poftim. Așa, ai maioneză și ketchup pe el acum. Este bine? Cred că a zis că vrea mai mult ketchup, așa că fii atent, deschide gura. Îți pun ketchup peste tot acum, peste tot, să crape șaorma-ul tău, atâta ketchup pun în el. Să crape. Și maioneză, și maioneză, să-ți crape șaorma-ul. Eu cred că doamna mai vrea o șaorma, așa că am mai făcut o șaorma. Mănâncă-l! Aia zic, mi-o dat și băluții, da bă, da, mulțumesc. La revedere, sper să mori. Adică să-ți fie de bine. Doamne, iarăși vorbește altcineva, nu eu. Ok, bun. Următoarea persoană, cea mai bună șaorma aici, cea mai bună șaorma. Veniți, mâncați, șaorma, șaormiță, șaormare, șaormică. Ce s-aude? Au ceva de aici. Hei, alo, bună ziua, doamnă dragă, bună seara, doriți o cafea? Zice că vreau o cafea. Na bine, stai un pic să văd cum se face cafeaua. Ok, iau paharul, scuip în el, pun cafea și ți-l dau. Ok, na bun, fii antenă. Acum, deci iau paharul, așa, și acum, unde e ăla de cafea? Ha? Ce-i pun aici? Oare i-am pus cafea? Nu, stai un pic, dă-mi-l înapoi. Băi, dă-mi paharul. Nu vrea jocul să-mi deie paharul. Cred că paharul a rămas lipit acolo un picuț. Doamnă, sigur doriți cafea? Pentru că paharul dumneavoastră s-a lipit. Mamă, dar ce zâmbet pur și alb aveți, cu ce vă spălați pe dinți? Ok, na bun. Trebuie să-i pun capacul. Uite, mă, acum iau capac. Îi pun capacul, așa. Cafea pentru dumneavoastră, pac! Oh, mă scuzați. Cafea pentru dumneavoastră, pac! Eee, cea mai bună cafenea aici, fraților. Am luat și bănuții. Dă-i aici, tactica. Așa, bun. Următorul client, haideți, haideți, șaorma bună, cu carne de porumbel, cu carne de broască, tu, oameni, ce vorbesc, cu carne de păstrăv, cu carne de legume, mă, ce? Doamne, cred că am nebunii la cap, asta se întâmplă dacă lucrez la 3 dimineața la o șaorma, nebunești la cap, wow, bună seara, doriți 3 beri? Cum să nu? Vă dau bere, deci vrea 3 bere, dar de unde îți dau eu bere? Carte? Ajută-mă? Ok, nu mă învață cartea cu berea pe aici. Bere, uite, bere mai aici. Ok, poftim, prinde-le. 1, așa, prinde-le. Deschide gura, 2. Așa, l-o prins. Deschide gura, 3. Așa, băi, mersi de bănuți, poftim. Dar o șaorma, nu vrei? O șaorma? Cred că s-a dus în întuneric. Băi, frate, dar ăștia de unde vin? Că efectiv beznă, nu arde niciun bec. Stai-ți închid frigiderul, așa. Cineva pe aici? Un criminal care așteaptă să mă omoare? Nu? Ok. A, bună, domnule, dumneavoastră, n-ați fost deja aici? Ia să vedem, de ce are nevoie? Ce ne zice? Vreau un kebab, fără, deci, without lettuce, doner with ketchup. Ok, deci vrea fără varză. Acum ați fac fără varză, deși varza e bună. Sau, mă rog, salata, ce nu vrei tu în el? Să știi că salata e bună și este sănătoasă. Poftim și vrea și ketchup pe el. Să-ți bag carne? Așa, este carne de prepeliță. Să știi, acum am vânat-o, aici în spate. Nu cred că pare prea fericit în legătură cu glumele pe care le fac eu pe aici. Uite, vrei și ketchup, nu? Uite, pun acum ketchup ăsta al tău, așa, bun. Fii antenă, poftă mare, mănâncă-l. Aia zic, frate, bă, dai cam dat puțin bani, trebuie să dai un pic mai mulți bănuți. Bă, ok, ia-l. Și ketchup ăsta cam curge, stai un picuț, că n-avem ketchup la infinit, pune-l frumos jos, așa, bun. Ui, dar mașina asta ce aproape a trecut, mă, imediat intră în noi aici. Pot să trag perdeaua? Nu pot să trag perdeaua. Ei bine, cred că mai așteptăm. Aștept următorul client. Bună seara! Vrei 2 chips și 2 cola? Cum să nu, acum îți dau chips și cola. Chips, uite, ți-l arunc de aici. Mănâncă-l, așa, mănâncă-l cu pungă cu tot. Mănâncă-l. L-am mâncat și vrea 2 cola. Mănâncă și asta. Mănâncă-l cu doză cu tot. Pac, stai că închid geamul. O fă bun? O, stai că s-au picat jos. Ia, poftim. Poftă bună, mulțumesc de bănuț, așa. O plătit ăsta mai mult pe 2 cola și 2 chips decât celălalt pe șaorma. Ok, bun, hai să luăm banii. Și cine este următoarea persoană? Următoarea persoană, haideți, kebab proaspăt. Chiar acum am vânat porumbelul și am făcut carne din el. Ha?
am terminat de lucru. Urmează noaptea a doua, aparent. Bun, noaptea a doua, fraților. Bună ziua, bună seara, de fapt. Cu ce vă servesc? Vreau un donor și un cola. Na bine, donor și cola. Donor, efectiv, cu de toate doriți. Acum vă fac cel mai bun donor, shawarma, kebab, ce vreți voi pe aici. Uite, acum luăm roșiile, le tăiem. Pac, Kung Fu Panda. Nu știu de ce am zis asta, nu știu ce legătură are cu teatru roșiilor Kung Fu Panda, dar eu câteodată zic chestii fără niciun sens, așa e viața. Bun, aici poftim, pac. Acum ți-l pregătesc aici. Stai că nu merge, stai că mi s-a stricat mâna. Nu pot să ți-l fac. Stai un pic, așteaptă un picuț că mi s-a stricat mâna. Nu funcționează. Nu funcționează, orice aș apăsa, nu funcționează. Bă, mi se pare mie sau carnea și legumele fug? Cred că doar mi se pare. În fine, ai zis că vrei și cola, nu? Ia să văd, ce scrie aici? Soda, da, vrea cola, suc. Nu vrea Sprite de ăsta sau ce-o fi, soda, bun. L-ai mâncat, să-ți fie de bine. Stai un picuț că nu prea merge să completăm ăsta. Stai că ți le rearanjez, că poate s-au buguit. Uite, căniță, salată puțin s-a ars. S-am dat foc la salată, dar n-a nimica. Așa, acum ți se face. Și ai zis că vrei ketchup și maioneză, nu? Stai liniștită că ți-aduc și ketchup și maioneză. Stai să se fac aici, nu știu ce fac, așa, bun. Și zic că vrei ketchup și maioneză, poftim ketchup și poftim și maioneză. Extra maioneză, extra ketchup, cum îți place ție. Ia, din fundul curții ți-l arunc, mănâncă-l! Ehei, aia zic! Bă, dar de ce eu scris așa de ciudat? Bun, apropo, jocul ăsta, în caz că nu v-am zis sau nu v-ați dat seama, trebuie să fie creepy. Deci, încă nu s-a întâmplat nimic creepy, momentan eu chiar mă distrez aici, dându-le așa, shawarma în gură. Ok, cine e următorul? Bună, domnule, mamă, ce freză ai! Vrea... Câte beri vrei? Bere, 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 vrea bere. Deci, efectiv, domnul ăsta a venit aici și a zis că el cumpără toată berea. Mănâncă-l! 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 O să fie 200 de lei. Așa, îți mulțumesc, bun. Am închis frigiderul. Da, l-am închis, ok. Mulțumesc. Sper să nu vină nicio moarte pe aici. Așa, burgeria Piz. Ok, nu știm cine este la burgeria Piz, dar sunt sigur că nu vin atâția oameni acolo cât vin la shawarma mea. Următoarea persoană, haideți, vă rog. Nu vă îngrăbădiți, mai încet. Oh, tu de unde ai apărut, măi? Vreau un doner. Și vrea ceva bere? Sau ce? Doner, ketchup, maionez, cola. Vrea shawarma cu de toate, dați-i și tu așa românește. Shawarma? Uită știță de avion, vrei și tu shawarma? Vrei shawarma? Uite că învârt blatul ăsta și-l arunc după tine, frate. Așa arunc cu blatul după tine și mai am și cuțit. Băi, urâtule, mănânc-o pe femeia asta de aici, nu pe mine. Doamnă dragă, n-am zis nimic rău de dumneavoastră. Eu vă ador, vă adorez cu mult orez. Să știți, vă adorez de vă mănânc ca pe orez. Uitați, salată, salată proaspătă și arsă pentru dumneavoastră, carne de șoarece pentru dumneavoastră. Acum se face și a zis că vreți și un cola, nu? Ei bine, cola vreți sau soda? Cola vrea. Mănâncă așa, să mănânci colaul, să nu-l bei, să-l mănânci, ok? Și a zis că vrea aici maioneză. Doamne, fraților, ce m-a speriat acel cangur săritor ce a venit pe acolo. Tocmai ce zicem că jocul nu are chestii creepy, dar a venit un cangur săritor. Mâncați-l! Poftă bună! Ați plătit cam puțin. Ați plătit cam puțin. Ei, mai trebuie să plătiți. Sper să vă mănânce fantoma de afară dacă n-ați plătit tot. Ce pot să zic? Ioi, ce zi minunată. Ei, mașină, am o shawarma bună pentru tine. Ei, dorești? Nu dorește, bun. Ok, sperăm că... Opa, opa. Bună seara, vreau o cafea. Ei bine, cum să nu-ți dau o cafea, doar lasă-mă să mă uit afară. Văd ceva creatură pe aici? Nu. Ușa asta o pot deschide? Aici ai gunoiul. Ok. Bere, bere, bere. Bun, vrea cafea, doamna. Doamna dragă, am îți pun aici cafea până crapi. Dă-i să curgă. Cafea cu Pupi. Mă, ce? Pupi, tu ai făcut cafeaua asta? Da. Ok, Pupi, dacă tu zici. Ce pot să zic, tare. Bun, cafea, doamnă. Mâncați cafeaua. E bună? Oh, vrea și cola. Mamă, cafea și cola. La toaletă, nu vrei după asta? Ok, ia să vedem ce zice. O zis că mi-o da bani. Perfect, bun. Bă, cine o dat astea jos? Bagă-le înapoi. Așa, bagă-le înapoi acolo, așa. Pac, pac. Pac. Ei, cine vrea un cola? Vrei cola? Ok, doamna cu zâmbetul mare. Nu știu dacă vrea cola, dar hai să vedem. Bună, vrei și tu cafea? Cum să nu? Hai că-ți dau cafea chiar acum. Cafea, cafea, cafea bună. Mamă, cafea.
Vă place cafeaua? Scrieți în comentarii. Deși dacă sunteți mici, nu este bună cafeaua încă pentru voi. Când creșteți mai mari, e ok. Bun! Zice că am auzit ceva știri ciudate pe radio, adică la radio, azi dimineața. Și zice că sunt ceva sunete ciudate care au fost înregistrate în oraș. Nu știm despre ce este vorba, dar oamenii par să fie speriați. Da, mulțumesc pentru această veste! Îți mulțumesc! Cred că vin extratereștri! Văleleu, văleleu, unde m-am angajat eu? Și asta o și rimat, fără să vreau. Cum ar fi să vină fantoma să-mi cea o șaorma? Gata pe astăzi, noaptea 3, fraților, hei! O nouă zi la șaormeria noastră. Domnule, acum vin. Acum vin, cu ce doriți să vă servesc? Bună, vrea 3 beri. Doner with ketchup and mayonnaise and 3 beers. Dar stai că vrea și șaorma. Șaorma pentru dumneavoastră, acum se face șaorma. Uitați, legumele aici sunt tăiate. Astea par a fi roșii, dar de fapt sunt mingi, dar dumneavoastră nu vă dați seama. Așa, bun. Uitați, salată. Am scos-o de în curte de la bunica cea strictă. E salată strictă. Așa. Mamă, aș vrea că tată strict sau de ceea ce zic eu pe aici. Ar fi mândru. Ok. Și a zis că vreți bere. Fiți atenți, domnul. Facem un joc. Eu prind de aici berea și vă arunc. Mănâncă-l! Și acum, mănâncă berea! Bă, șaorma. Bă, pică jos șaorma. Bă, stai mă că pică șaorma jos. Stai un pic, domnule, că-ți arunc șaorma jos acolo. Mănâncă-l așa și mai vreți o bere, nu? Mâncați! Stai un pic, că-o pică jos. Am zis, mănâncă berea! Bun, și pe ăsta vrei ce? Maioneză și ketchup? Acum spun pe el. Shaorma șters pe jos, așa se numește. Este ediție limitată și special pentru dumneavoastră. Shaorma cu ștergăciune pe jos. Mâncați-l! Hei, ați plătit... Pă, cum adică așa de puțin bani? Numai 50 de lei? Sau ce asta? 50 de lei? Ai de capul meu, cam puțin. Bă, da, văd ceva ciurat acolo sau mi se pare? Cred că doar mi se pare. Pe geam nu mai văd nimica. Să vină următorul client! Să vină următorul client! Haideți, vă aștept la shaorma. Cea mai bună shaorma, shaorma lui Sky. Hopa! Bă, te-o călcam mașina! Bă, ce se întâmplă cu ăsta? L-o călcam mașina, frate. Vrea cafea, bere, bere, chips. Da, bine, hai că-ți pun la făcut cafea. Și până se face cafeaua, tu prinzi astea. Mănâncă chipsul! O pica pe lângă. Mănâncă chipsul! O pica pe lângă. Mănâncă chipsul! Cred că a funcționat. Și vrei bere. Bere și bere. Cred că o pica pe lângă, gen. Bere! Așa, bun. Și a zis că vrea și cafea. Hai că spun și cafea. Bia cafeaua! Așa, băi, plătește bine. Mamă, câți bani o dat. Așa, da. Așa îmi place. Mulți bani. Hai să luăm până nu-i fără cineva. Domnule, o bucată de carne? O bucată de carne pentru dumneavoastră? O bucată de... Credeți că o mânca carnea aia? Credeți că și-o scos mâna pe geam și-o prins-o? Bă, ce? Bă, era să fac accident! Mă, eu ție îți dau carne și ăla intră în noi? Era să fac accident! Doamne, bunică, doamnă bunică, ați văzut ce derbedei? Așa zicea, așa zice tatăl meu în trafic când cineva face ceva prostie în trafic cu mașina. Băi, derbedeule! Ok, bun. Normal donor, cola. Deci vreau un donor fără sosuri. Doamne, uitați, v-am învârtit lipia să fie extraordinar de bună. Aici pentru dumneavoastră, așa. Aveți grijă că aici oamenii vin și vă calcă. Aproape vă calcă, mă rog. Așa, așa, așa. Și aici că vrea cola, nu? Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Mănâncă-l și uite, îți vine și donorul acum. Shaorma bună, mănâncă-l. Acum dă-mi banii, îți mulțumesc. Și te mai aștept să mai vii, pa! Bă, să lucrezi la o shaorma chiar mi se pare greu. Adică într-una să mergi, să faci ce zic clienții, să te grăbești, dacă se face coadă mare, e presiune pe tine, de ce nu-i gata shaorma? Chiar este ceva greu. Bun, vrea 2 cola. Acum îți dau 2 cola, băi, frate, băi. Doar dăm voie să verific dacă nu sunt creaturi pe aici, aparent nu sunt. Bun, cola, da? 1, așa, 2. E bine? Ha? A, vrea soda. Doamne, îmi pare rău. Vrei Sprite? Poftim, 1. Și 2. Scuze, ți-am dat eu greșit. Așa. Bun. Mersi de bănuț. Bă, o la banii cu ea sau mi s-a părut? Ha? Scrieți în comentarii. Mie mi s-a părut că o la banii cu ea. Na, asta da. Bun. Următorul. Următoarea persoană. Haideți, haideți, haideți. Shaorma bună. Oh, doamnă, din nou. Dar tocmai ce ați băgat-o shaorma dumneavoastră. Mai ca pe una. Na, bun. Vrea shaorma cu ketchup și maioneză de data asta. Că, doamnă dragă, înainte ați fost aici. Am povestit cum oamenii sunt foarte înătărăi și uitați, aproape că vă lovește. S-ați mâncat o shaorma întreagă. Doriți din nou o shaorma? Unde încap atâta shaorma dumneavoastră? Dă-i, doamnă dragă, băi. Acum ați venit, acum 5 secunde ați venit. Așa, dă-mi ăsta.
pac, așa. Hai să-l facem. Și ce mai doriți? Coffee. Vă dau și coffee. Cum să nu vă dau coffee? Coffee de la mine. Pam, se pune cafeaua. Se pune cafeaua de pupi. M-au picat jos urma. Ați văzut cum m-au picat jos urma? Bă, ridic-o. Ia-o de acolo. Hai mă, pe bune. Care erau șansele să pice jos urma? Tu, am trebuie să fac alta. Stai să tai din nou varza. Bă, o picat jos urma. Frunze de pe jos, așa că așa sunt bune. Țac, pac. Hai mă, lasă-mă că o picat jos urma. Doamnă, vă aduc până atunci cafeaua. Cafea, mâncați și stați să fiu atent la șaorma, că picase jos înainte. V-am văzut eu, doamnă dragă, că ați dorit să furați șaorma. Crezi că nu v-am văzut? Pentru asta plătiți în plus. Plătiți în plus. Așa, bun. Poftim, mănâncă-l. Ești fericită? Ha? Ha? De ce nu-i fericită? Stai un picuț. Without lettuce. Aaa, nu vrei varză? Pe bune? Ok, a treia șaorma pe care ți-o fac, doamnă dragă. Sper că o să plătești mulți bani. Pentru că deja fac a treia shawarma pentru... Fac a treia shawarma pentru tine, doamnă. A treia este numărul 3. 1, 2, 8. Al nouălea shawarma fac într-un... Hai că am vorbit. Ok, sper să nu pice jos. N-a picat shawarma asta. Bun, hai că-ți pun maioneză, doamnă. Nu mai vreau să te văd. Pleacă de aici. Sper să te calce mașina când pleci. Sper efectiv să te calce mașina. Așa. La revedere! Doamne, ce doamnă rea. Ok, aici totul este în regulă, fraților. Afară totul pare în regulă. Cine mi-a luat curentul? Mă, ce? Cum vrea prin curentul? De aici? Trebuie să se afară? Hei, am rămas fără curent. Bă, ce? Cineva își bate joc de mine? Ha? A venit cineva. Bă, cineva își bate joc de mine. Cine face glume nasoale? Nu-i nimeni la ușă? Cum rea prind curentul? Nu m-a învățat nimeni cum rea prind curentul. Alo, ajutor! Bă, ăștia... Ha? Cineva la ușă? Bă, stai un picuț. Am deschis ușa. Mă, ce?